Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș vine în sprijinul șomerilor cu un număr de 355 de locuri de muncă. Dintre acestea, 29 sunt pentru șomerii care au studii superioare, ingineri, cei cu studii economice și cei cu studii în domeniul IT. Se observă o creștere a locurilor de muncă a celor cu studii care au calificare în domeniul resurselor umane. Aceștia pot opta pentru locurile de muncă ca și calificare ingineri în diverse domenii de activitate. Și în ultimul rând, cei care au studii economice, ei pot opta pentru locuri de muncă în domeniul bancar, în vânzări, director de societate comercială. Și cei care au studii în IT, vorbim despre programator, analist, programe informatice. De asemenea, se observă o creștere a locurilor de muncă pentru cei cu studii superioare care au calificarea în resurse umane. Sunt disponibile 3 locuri de muncă pentru aceste specializări. Pentru cei cu studii medii, locurile vacante sunt foarte diverse. Predomină locurile de muncă în domeniul vânzărilor. Au crescut numărul locurilor de muncă pentru cei care au activități de curioriat datorită contextului actual generat de pandemie. De asemenea, și domeniul confecțiilor este destul de ofertant. Am observat că a crescut locurile de muncă din nou în domeniul confecțiilor. Nu sunt foarte multe, în jur de 50, dar aici în parte are și pe diverse paliere. Confecționer în piele, vorbim confecționer în îmbrăcăminte. De asemenea, și domeniul fabricării de mobilă vine cu ofertă pentru cei care vor să se angajeze ca și tapiceri, tâmplari. De asemenea, domeniul transporturilor are ofertă pentru cei care dețin acea categorie de șofer autoturisme și camionete sau șofer de autoturisme de mare tonaj. Pentru cei care nu au studii, oferta este mai puțin diversă. Ei pot opta pentru îngrijitor clădiri, îngrijitor animale și îngrijitor spații verzi.